Pacea Domnului Iisus! Dacă nu este prea mult, să ne mai ridicăm un pic, să ne înviorăm și să ascultăm două versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 16 și 17, pagina Biblie 1047. Dăm citire cuvântul Domnului. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Amin. Ocupați locurile. Așa cum spuneau frații, nici eu până ieri n-am știut că am să fiu în mijlocul dumneavoastră, nici n-am știut că dumneavoastră aveți program Mercurea, dar într-o discuție cu fratele păstor, cu fratele moldovan, am hotărât ca să venim în seara aceasta împreună și să ne bucurăm. Am venit aici să-mi văd frații mei, în Domnul meu Iisus Hristos, care El ne-a înfrățit în dealul Golgote, slăvit să fie Domnul. Așa cum spunea fratele păstor, în seara aceasta n-am venit să aduc o predică, pentru că fratele Darius, care slujește ca păstor la Gura Văie, am hotărât ca el să aducă mesajul Evangheliei, iar eu în seara aceasta voi aduce o mărturisire pe care cred că Dumnezeu a lucrat și prin ceea ce Dumnezeu a lucrat, noi avem datoria să nu tacem din gură, și să spune mai departe că Dumnezeu este viu, Dumnezeu este lucrător, Dumnezeu este prezent și astăzi pe Dumnezeu trebuie să-L privim și la timpul prezent, nu numai la timpul trecut, și trebuie să-L privim și la timpul viitor, slăvit să fie Domnul. Dar aș vrea să spun câteva lucruri la început, așa cum spunea fratele moldovan, mă numesc Grădinaru, am două nume, Costică și Georgică, și împreună cu soția mea am hotărât să ne implicăm mai mult în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Și după 3 zile de jertfă, cu ajutorul Domnului, am hotărât să mergem și să misionăm aici, în România. Mulți pleacă în afară, dar noi am hotărât să misionăm aici, în România. Pentru că anul trecut, împreună cu fratele Darius, am fost în partea Oltenii și când ne-am întors, fratele Darius mi-a propus și a zis dacă nu vreau să mă ocup de un oraș sau o localitate unde nu sunt deloc pocăiți, nu sunt credincioși. Și împreună cu soția am hotărât și așa cum v-am spus, am luat 3 zile de jertfă. După cele 3 zile de jertfă am făcut câteva bilete și le-am pus... Și am tras un bilet și am zis, localitatea care scrie, acolo mă voi duce. Și când am tras, pe bilet scria Predeal din Valea Prahove, din județul Brașov. Și de 8 luni de zile m-am dus în Predeal, am închiriat un apartament acolo, am închiriat un spațiu. În Predeal, până în 94, nici biserică ortodoxă n-a fost. Oamenii nu sunt familiarizați cu biserica, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și am început de la om la om, stând pe bancă, am început să organizăm grupuri de frați care au venit în Predeal. Am avut și frați polițiști în Predeal. Și dăm slavă Domnului că la slujba sau la serviciu divin pe care l-am hotărât în spațiul în care l-am închiriat, am fost și 30 și 40 și 50 și 20 și 10. Prima dată, în prima zi, mi-aduc aminte că am început cu 5 și am fost statutari. Pentru că Biblia spune de la 2 sau 3. Dacă noi am fost 5, am fost statutari. Slăvit să fie Domnul! Și aș vrea să vă spun, asta am făcut ca o introducere, să vă spun că din seara aceasta aveți un motiv să vă rugați și pentru fratele Grădinaru și pentru sora Angelica, care... Mergem de la om la om, de la casă la casă, de la apartament la apartament, de multe ori,
Și le vorbim oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Și oamenii au început să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, s-au predat Domnului Iisus Hristos. Totodată, pentru că spațiul în care noi l-am închiriat e din două încăperi, în prima încăpere, pentru că a fost un magazin acolo și unde a fost magazinul noi am făcut adunare, iar în partea a doua îl amenajăm. Acum suntem în faza finală în care vrem să facem pentru oamenii străzi, pentru că am întâlnit oameni care nici buletin, nici certificat de naștere nu au, în predeal. Poate nu vă vine a crede, dar în predeal, într-un oraș turist, acolo oamenii trăiesc în garaj, fără locuință, fără casă, fără căldură, fără de multe ori mâncare. Dar prin harul Domnului Dumnezeu ne folosește și încercăm să facem față la toate lucrurile care le întâlnim acolo cu oamenii cu care avem părtășie. Pentru că le spuneam la mulți, omul ăla de pe stradă, care flămând, poate desculț sau rupt, are un suflet și pentru sufletul lui, Domnul Iisus Hristos a venit și a murit și a dat viața pentru el. Sufletul acela are un preț în ochii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Mă opresc pentru că mărturia pe care vreau să o fac este o altă mărturisire, pentru că am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu și am zis, în oricare biserică voi intra pentru prima dată, primul lucru ăsta am să-l fac, să mărturisesc. Dumnezeu m-a binecuvântat cu 6 băieți și o singură fată. Mi-aduc aminte când soția mea a născut primul copil, pe Petrică, pe Petru, apoi a născut-o pe Elena, care este mijlocul nostru. Dumnezeu a făcut să treacă niște frați prin casa noastră și soția mea în ziua aceea a gândit câteva lucruri ca femeile. Și a zis, cred că am să am vreo 17, 18, 20 de copii. Așa a gândit. Soția este prezentă aici, știe lucrul ăsta. Dar Domnul a trecut frață prin casa noastră și Domnul a vorbit și a zis, femei, chiar în ziua de astăzi ai gândit niște lucruri, ai judecat niște lucruri, dar nici pe departe nu sunt așa cum le-ai judecat tu. Și celălalt frate cu care era, ne-am ridicat și a zis, soră, în mână la tine am văzut 7 flori. Una singură de o culoare și celelalte de altă culoare. Erau toate la fel. Și am zis, dacă Domnul a vorbit, înseamnă că o să am 5 băieți unul după altul, ori 5 fete una după alta. A treilea copil a fost băiat și până la capăt a fost băieți, pentru că Domnul a vorbit, slăvit să fie Domnul. Așa Dumnezeu vorbește, pentru că noi suntem copiii Lui și El este Tatăl nostru. Prin harul Domnului o trebuie să ajung în America și când eram în America am primit un telefon și telefonul pe care l-am primit ni s-a adus la cunoștință că singura mea fată, Elena, a paralizat pe jumătate de corp. În momentul acela am intrat într-o stare în care n-ar vrea nimeni să ajungă în starea aceea. Și am ajuns până acolo încât să mă cer cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, păi Tu mi-ai vorbit că îmi dai 7 copii și mi-ai dat. De ce Elena trebuie să treacă pe aici? Pentru că am vorbit cu profesorul doctor, pentru că pe vremea aceea stăteam la Suceava și Elena a fost dusă la ea și am vorbit cu profesorul Ianovici și mi-a garantat 1%. A zis, domnul grădinaru, veniți repede acasă, pentru că situația este foarte gravă și Elena trebuie făcut ceva. Și atunci, când l-am auzit că garantează 1%, am zis, Doamne, Tu ai spus să Te chem în ziua necazului și Tu ai să mă izbăvești. Doamne, ziua necazului a ajuns în casa mea și Te rog frumos, izbăvește-mă Tu. Țin minte că la Riverside, în California, unde eram, tot miercuri era programul la biserică și m-am dus la adunare
Și am adus la cunoștința bisericii și țin minte că frață din biserică s-a rugat, nu a mai fost un program normal, și să cânta, să citea un cuvânt și rugăciune. Și s-a făcut câteva rugăciuni. Iar o familie de acolo a venit la mine și a zis: frate grădinaru, în oraș aici e un frate bătrân, are peste 80 de ani, dar Domnul încă vorbește cu dașa mie. Nu vrei să mergem până la el să vedem ce zice Domnul în problema aceasta? Și m-am urcat în mașină și am plecat cu familia Vesa, ei tot din Arad, de aici, să trag. Și aș vrea să vă spun, când am intrat în casă la fratele acela, prima lucrare mi-a venit mie: bărbatule, văd cuptorul care s-a aprins în cortul tău, văd flăcările care ard, dar iată că în mijlocul acestor flăcări am înălțat un steag alb de biruință, pentru că lucrarea pe care am îngăduit-o, vreau să-mi proslăvesc numele, slăvit să fie Domnul. Ce minunat când avem un Dumnezeu, când l-avem pe Tatăl nostru care ne vorbește, slăvit să fie Domnul. Eu n-am vorbit cu fratele Darius, și fratele Darius a avut un mesaj în seara aceasta, ca bolnavi să vină la Domnul Iisus Hristos, și toți cei care au crezut s-au vindecat, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea să vă spun că în momentul acela am fost eliberat de starea aceea în care eu am intrat. Am ajuns acasă, părinții mei, frații mei care erau în America, să pregăteau să mai vină cineva cu mine, să nu mă lăsă singur pe avion. Dar când am ajuns acasă, le-am spus: eu, unul, pot să mă urc pe avion și să călătoresc cu Domnul Iisus Hristos. Scumpă biserică, m-am urcat pe avion și am ajuns acasă. Am ajuns acasă la Suceava, a venit un cumnat la mine, o cumnată și fratele Custrin, care slujește și el ca păstor, și împreună ne-am dus la spitalul din Iași. Când am intrat în spitalul din Iași, când am ajuns la patul lui Elena, când am văzut cum arată Elena, starea aceea care a venit peste mine în America, a venit din nou în salon, fața lui Elena era trasă, ochiul era tras, nu o cunoșteam, nu o recunoșteam că este copilul meu, fața era, arăta urât. Aș vrea să vă spun că a venit peste mine starea aceea și, ca să nu mă vadă Elena și cei care e acolo, așa cum spunea fratele, plângând, am ieșit afară. Am ieșit afară și am pus capul pe perete și am început să plâng. Și soția mea a venit la mine, m-a văzut în starea în care eu am ajuns și, ca să mă disconecteze din starea aceea, zice: du-te repede la domnul profesor, la domn director, că te așteaptă jos în birou. Eu am luat-o de bună și m-am dus. Și a făcut bine că m-a disconectat prin felul acesta. Când am ajuns la domn director în birou, am stat de vorbă cu el, mi-a explicat. Zice: domnul grădinaru, fiica dumneavoastră a avut o explozie vasculară în centrul creierului, în centrul vital. S-a format un hematom de 2,5 pe 1,8, care apasă pe nervii de pe partea dreaptă și a provocat această pareză, această paralizie. Zice: eu aș vrea să vă spun, ca să facem o intervenție chirurgicală, e foarte riscant, pentru că trebuie să trecem prin nervii care cordonează trupul omului și este imposibil să ne atingem un nerv. Eu vă spun riscurile, că s-ar putea să rămână cu un handicap, ori oarbă, ori surdă, ori șchioapă, ori se întâmplă ceva. Și atunci am simțit cum Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine și am zis: domn profesor, eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Slujesc în biserică și prin harul Domnului mă rog pentru bolnavi. Și am văzut de multe ori că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Nu eu vindic și Domnul vindică. Dar Domnul ne ascultă în anumite situații, ne ascultă în anumite zile de necaz când îl chemăm pe Domnul. Și am zis: pot să-i fac o ungere cu un de lemn lui Elena? Și a zis: da, cum să nu? Pot să mă rog pentru Elena aici în spital? Și a zis: cum să nu? În momentul acela am primit o eliberare în cugetul meu, așa, și am ajuns în salon la Elena, înapoi.
dar n-am ajuns cum am plecat. Pentru că de data aceasta îl simțeam pe Dumnezeu prezent acolo. Elena este martor, este prezent aici. În momentul când ne-am atins cu undelemnul de trupul lui Elena, fața lui Elena a venit la loc. Ochiul lui Elena a venit la loc. Mâna a putut să o miște, piciorul a sărit și a început să strige: Iisus Hristos m-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic, avem un Dumnezeu care El te ascultă, dragul meu, în ziua necazului tău. El te izbăvește în ziua necazului, dar tu trebuie să crezi că Dumnezeu este viu în vecii vecilor. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu este acela care te ascultă, că nu degeaba Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești unde? În ceruri. Și dacă eu cred că Dumnezeu este Tatăl meu, eu trebuie să vin în anumite situații. Și nu numai anumite situații, trebuie să vin în fiecare zi înaintea Tatălui meu și să rog: Doamne, Tată, izbăvește-mă Tu. Ocrotește-mă Tu, păzește-mă Tu, slăvit să fie Domnul. Amen. Vindecarea a avut loc într-o vinere, țin minte. Marți, după masă, la orele 5, am hotărât împreună cu directorul spitalului să-i să mai facă un tomograf și după tomograf să o pregătim și să vedem, să intre în operație. Și la ora 5 ne-am adunat toți, am intrat acolo, în birou, iar Elena a fost dusă într-o altă cameră, în partea cealaltă, era un gemuleț. Când a intrat acolo, am văzut cum a băgat-o în aparatele alea, s-a închis geamul și dintr-o dată capul lui Elena a apărut pe monitor. Acolo, în biroul ăla, în office-ul ăla, am intrat eu, directorul spitalului, era un medic adventist, o asistentă care era asistentă șefă creștină după Evanghelie. Am intrat toți acolo și când i-a apărut capul lui Elena pe ecran, îl văd pe domnul director că se dă în spate așa și se uită foarte atent pe monitor. Și la un moment dat începe să vorbească. Nu se poate. Nu se poate. Când au văzut medicul adventistul că directorul s-a uitat așa de atent și a zis că nu se poate, s-a uitat și el atent. Și la un moment dat îl văd pe fratele adventist, medic, să ridică în picioare și îmi face: Aleluia! Aleluia! Mi-am dat seama că operația a fost făcută de Domnul Iisus. Operația a fost făcută de Dumnezeu Tatăl. Am ieșit afară după aceea și am mers cu domnul director în birou la el. Așa cum e ușa dumneavoastră acolo, exact așa era și poziția biroului. Și cum am intrat, imediat ne-am oprit după ușă. Puteam să ne așezăm pe scaun, dar Duhul Domnului ne-a luat după ușă. Aproape 2 ore și ceva am stat după ușă și Dumnezeu a început să-i vorbească acelui om. Nici până atunci nu mi-aduc aminte ca prin gura mea și prin mintea mea să treacă acele cuvinte și nici de atunci. Am devenit ca o pâlnie prin care Dumnezeu vorbea acelui om, slăvit să fie Domnul. La un moment dat s-a terminat discuția, domnul director îmi spune: mai stau o oră aici, dacă e nevoie de ceva, mă găsiți încă o oră aici. Când m-am dus sus, sora aceea asistentă, pentru că Elena și-a făcut bagajul și a spus la toată lumea, eu marți, după ecograful ăsta, am să plec acasă. Și sarmana, sora asistentă, stătea ca o pisicuță după ușă, nu cumva să mă scăpi și să o iau pe Elena și să plecăm din spital. N-aveam cum, pentru că ne trebuia ieșirea din spital și nu, trebuia să ne supunem, regulilor, rânduielilor. Dar când am ajuns în salon, Elena se uită la mine, parcă era un ofițer. Tată, acum te rog frumos, te duci jos la domnul director și îi spui să ne dea bilet de ieșire să plecăm acasă. Eu n-am comentat. M-am întors imediat, m-am dus și am zis: domn director, uitați-vă, avea cuponul cu bilete de ieșire din spital, l-a completat, mi l-a dat, m-am dus și l-am arătat la sora asistentă, la
și împreună cu Elena și cu soția am plecat acasă. La vreo două zile sună telefonul. Domnul grădinar? Da. Ce face Elena? Zic, bine, pe aici, prin casă. O chem lângă dumneata? Da, Elena vine în coș. Domnul grădinar, spune lui Elena să ducă cu mâna dreaptă degetul la nas, la ochi, la... mi-a explicat. Zic, domn director, totul e perfect. Dar să și e o problemă. Îl am pe prietenul meu la București, pe profesorul Ciurea. I-am explicat de miracolul care s-a întâmplat în spitalul care îl conduc, de aici în Iași. Și profesorul ăsta, directorul ăsta, nu crede. Și m-a rugat, dacă vreți să o luați pe Elena, să o duceți la București, să o vadă el, să o consulte. Păi că vă plătește și drumul, vă așteaptă. Și am luat-o pe Elena și am plecat la București. Când am plecat la București, într-adevăr așa a fost, neașteptat, am ajuns în birou, a luat toate actele pe care le aveam la noi, s-a uitat și a început să vorbească singur și a zis, nu se poate. A apăsat pe un buton și a venit un medic în vârstă, o persoană, și a zis să lei pe tata și pe fata și pe domnișoara și o duci jos și face un remene. Atunci a apărut pentru prima dată aparatul ăsta, remeneul, în București. Era singurul aparat în București. Și imediat ne-am dus, i-a făcut un remene, am venit cu rezultatele înapoi sus, să uită, zice, nu se poate. Mai aveți bani? Mai am. Zice, trebuie să luați o fiolă de soluție de contrast și să-i administrăm lui Elena și să-i mai facem încă un remene. Ok, o să vă costă $50. Am dat $50, am luat o fiolă de soluție de contrast, i-a făcut lui Elena, i-a făcut încă un remene și am venit înapoi sus. Când am venit sus, s-a uitat și a zis, nu se poate. Zice, Elena cu mama rămâne internată aici la noi, iar dumneata ai unde dormi? Și am zis, cred că da. Și ne-am adus aminte de un frate scump pe care l-am cunoscut în București, fratele Ion Grigoruță, și m-am uitat în agenda mea, aveam o agendă și aveam numărul, m-am uitat și l-am găsit, l-am sunat, zic, frate Ionică, uite, sunt în București, nu i-am spus de ce sunt în București și vreau să vin în seara asta la dumneavoastră. Da, cum să nu, vino. Și m-am urcat și am plecat la fratele Grigoruță. Când am intrat în casă la fratele Grigoruță, fratele Grigoruță m-a îmbrățișat și nu mi-a dat voie să zic un cuvânt. Ne punem pe genunchi să-i mulțumim Domnului că ne vedem după mulți ani. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat, n-am știut că Domnul a binecuvântat-o pe sora Florica, ei din Teleormani, olteancă, și Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt și a dat și daruri. Suntem biserica botezată cu Duhul Sfânt. E un har minunat, dragii mei, că Domnul ne vorbește prin Duhul Sfânt. Este alături de noi prin Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Și când ne-am sculat de pe genunchi, sora Florica mi-a spune, frate, nu știu de ce ai venit în București, dar Domnul mi-a arătat așa, că ai venit cu o persoană de parte feminină și ai internat-o într-un spital. Și Domnul a spus așa, că mâna omului n-are ce căuta, pentru că operația este făcută de Domnul Iisus. Vă dați seama? Fraților, am crezut că mi se desface carnea de pe oasă și am zis, Doamne, cine sunt eu? Să-mi vorbești Tu din ceruri. Să vii să-mi confirmi că operația e făcută de Tine. E un lucru minunat ăsta, e un lucru mare. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și aș vrea să vă spun că am stat de vorbă și la un moment dat mi s-a aruncat privirea într-o vitrină, într-o bibliotecă, mai bine zis, al fratele, unde avea vreo 7-8 Biblie, pentru că fratele are un băiat care e în Canada acum și el slujește ca păstor, a terminat institutul la București și probabil că de fiecare dată când s-a dus la câte un concurs a primit premiul câte o Biblie și le avea acolo toate pusă în celofan. Și am zis, frate Ionica, uite, Domnul mi-a zis, să-mi dai o Biblie. Și a zis, care vrei tu de aici? Am ales cea mai frumoasă așa, învelit în celofan și mi-a împachetat-o sora Florica și a doua zi m-am dus la București, ca așa, la spital, la unde era internat Elena și când am intrat în salon, se uită domnul profesor la mine și îmi zice,
Domnule, dumneata, te-ai uitat în oglindă? Mă gândeam. Zic, ba da, m-am spalat, m-am uitat în oglindă. Dar de ce mă întrebați? Domnule, dumneata, știi cum sclipește, cum strălucește fața dumneavoastră. Și atunci mi-am adus aminte de oameni lui Dumnezeu care au stat în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a vorbit și fața le-a strălucit. Și, da, eu n-am zis nimic, ce să zic. Zice, luați loc aici prin fotoliu. Și am luat loc prin fotoliu acolo și îmi spune, zice, domnule, de care-i treaba? Fiica dumneavoastră nu are absolut nimic. Nici urmă că a existat vreun hematom, vreun cheac de sânge. Absolut nimic, nici urmă. Dar problema este la mine. Eu sunt bolnav și mi-e frică să mă dau pe mâna colegilor mei. N-ai vrea să faci o rugăciune și ce ai făcut lui Elena să-mi faci și mie? Dar înainte de asta el mi-a povestit că după el vine avioane, elicoptere, ultima operație pe creier a făcut-o în Arabia Saudită la un prinț. Și am zis, Doamne, ce caut eu în față la omul ăsta? Omul ăsta care face operații pe creier, care cunoaște atât de bine, ce caut eu în fața lui? Dar am simțit cum Duhul Domnului a venit acolo, prezent în birou la el, și mi-a zis, dacă doi se unesc și cer un lucru, eu sunt gata să-l dau. Așa am simțit o putere peste mine și la un moment dat am început să-i vorbesc domnului profesor și am zis, domn profesor, dintr-un punct de vedere îndeplinim o condiție ca să aibă loc ceea ce dumneata dorești, ca Dumnezeu să te vindeci. Și el a zis ce? În Biblie spune, dacă doi se unesc și cer un lucru, Dumnezeu îl dă. Noi suntem două persoane aici. Dacă ne unim în rugăciune, Dumnezeu vă poate vindeca. Nu eu vă vindec. Dumnezeu vă poate vindeca. Și el a zis, cred. Și în momentul când a zis că crede, s-a ridicat de pe scaun și a venit în fața mea. Când a venit în fața mea, cu mâna stângă i-am luat mâinile și cu mâna dreaptă i-am pus-o pe cap și am început să mă rog. Și în timp ce mă rugam, a venit o putere, de-am crezut că nu-l mai pot opri pe omul ăla. A început să tremure și am crezut că nu-l mai pot opri. Dar la un moment dat am simțit ca un susur blând, așa o căldură care a venit peste noi și ne-am liniștit amândoi. Ne-am liniștit și el a luat și s-a așezat pe scaunul lui, eu m-am așezat pe scaunul meu. Și mi-a zis, domnule, am simțit ce n-am simțit în viața mea. Am simțit cum Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat. Slăvit să fie, Doamne! Dar aș vrea să vă spun, am scăpat un amănunt, la fiecare fază, când ajungeam, mi-aducea Duhul Sfânt aminte, vreau să-mi proslăvesc numele. Și am zis, Doamne, vreau să mă lăs călăuzit, să lucri Tu așa cum vrei Tu. Eu sunt la dispoziția Ta. Și dacă Tu ai spus că vrei să-ți proslăvești numele, până când Tu vrei să termini lucrarea aceasta de a proslăvi numele Tău, eu stau la dispoziția Ta. Și omul ăsta, la un moment dat, am început să-i vestesc Evanghelia, am vorbit cu el și el spune, când ai să ieși afară, ai să vezi un om înalt. El este locotenent colonel în armată și medic de profesie și el spune că are dublu energie și e singurul medic care îi dau voie să vină să-mi facă un tratament prin bioenergie. Și zice, o să-l vedeți, când o să ieșiți afară, o să-l vedeți. Și a chemat atunci pe cei care erau puși cu rânduială acolo, ne-a făcut biletul de ieșire și am plecat cu soția și cu Elena, am plecat să plecăm acasă la Suceava. Și aș vrea să vă spun că în parcare, poate ați fost vreodată pe acolo, nu vă doresc să ajungeți, dar viața omului, nu știm ce se întâmplă, da? Necazul ori te ajunge, ori l-ajungi. Și soția zice, du-te, erau niște chioșcuri pe partea dreaptă, du-te și o sticlă de apă, e ceva de mâncare de acolo, până și ieșim din București, apoi oprim noi undeva să mâncăm. Și m-am dus. Când vin înapoi, pe cine găsesc lângă mașină? Îl găsesc pe omul înalt. Eu l-am văzut când am ieșit. Stătea ca un bodyguard lângă mașina mea. Bună ziua, bună ziua.
Și a intrat direct la subiect și a zis: domnule, vă rog frumos, dacă vreți, veniți la mine acasă. Domnule, dar nu vă cunosc. Hai că v-a spus domnul profesor, mi-au zis că v-a zis cine sunt. Vă rog frumos, veniți la mine acasă, vrem să stăm de vorbă. 6 ore am stat în casă la omul ăsta, cu Biblia în față. Am început să-i vorbim și omul ăsta, la un moment dat, a zis: cred cu adevărat acum că Dumnezeu este acela care are putere peste orice lucru pe pământul ăsta. Dumnezeu cred că poate să vindece, slăvit să fie Domnul. Frații mei, aș vrea să vă spun că nouă ni se pare de multe ori lucruri care nu le putem atinge noi sau nu le putem aduce, să le vedem așa sub ochii noștri împlinindu-se. Dar eu aș vrea să vă spun că prin credință se poate orice lucru. Prin credință se poate orice lucru. De aceea spune cuvântul Dumnezeu: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Orice veți cere în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu este gata să ne dea. Dar ca să-ți dea Domnul, tu ai un lucru de făcut. Să știi că trebuie să aduci roadă. Trebuie să fii roditor. Așa spune aici: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți ce? Roadă. Da? Eu trebuie să fiu un om roditor. Eu trebuie să fiu o mlădiță roditoare. Și ca mlădița roditoare, Biblia spune că vierul, da? Ce face? O curăță să aducă și mai multă roadă, slăvit să fie Domnul. O curăță ca să aducă mai multă roadă. De multe ori ne trece Domnul pe aici, prin asemenea situații, ca să vadă dacă tu ai înțeles că trebuie să fii o mlădiță roditoare. Dacă tu ai înțeles că trebuie să fii un om roditor, da? Aș vrea să te întreb, dragul meu frate, în ziua de astăzi, la câți oameni ai vorbit despre Dumnezeu? La câți oameni ai vorbit despre Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să te întreb, dragul meu, în anul trecut, în 2019, de câte ori te-ai așezat pe o bancă lângă cineva să-i vorbești despre Dumnezeu? Pe câți ai oprit să le vorbești despre Dumnezeu? La câți oameni ai făcut lucrul acesta? Dacă nu l-ai făcut, ar vrea în 2020 să-l faci. Să-l faci. Și în felul acesta vei deveni o mlădiță roditoare. Vei deveni un om roditor. Și când va trece Domnul prin dreptul tău, va vedea roadă în pomul tău, slăvit să fie Domnul. Va vedea roadă. Și atunci nu va spune: taie-l și aruncă-l în foc. Nu. Și poate Domnul ne sapă pe lângă să aducem și mai multă roadă. Dragul meu, frate și surori, aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să vă spun că în Iacov, capitolul 2, spune cuvântul Domnului: ascultați, prea iubiților mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acestea ca să facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc. Domnul i-a ales pe cei săraci. Nu-i ocoli. Dacă Domnul i-a ales, Domnului nu i-a fost rușine și nu este rușine. Ție de ce să-ți fie rușine? În anul 2020, te rog să nu-ți fie rușine de ei. Și apleacă-te, că și Domnul Iisus a plecat. Vorbește-le, că și Domnul Iisus spune că a umblat din sat în sat, din cetate în cetate, și a propovăduit Evanghelia, a vestit pocăința. Și dacă Domnul Iisus Hristos ne-a fost rușine de lucrul ăsta, de ce să ne fie rușine nouă? De ce să-mi fie rușine mie? Și cuvântul Domnului tot aici în Iacov spune: dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de rana de toate zilele și unul dintre voi le-a zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase,
trupului. Pentru suflet suntem buni oratori. Ne vorbim. Și le spunem pentru suflet că trebuie să se pocăiască și le vorbim. Dar uite aici spune că cele necesare trupului. Trebuie să împlinim și latura aceasta. Trebuie să împlinim și partea aceasta. Slăvit să fie Domnul. Și aș vrea cu ajutorul Domnului să mai citesc încă un câteva versete și apoi mă apropii de încheiere și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și zice atât de frumos, atât de mult îmi place. Știți de ce? Pentru că acolo în predeal m-am dus cu oamenii aceștia, nebarberiți, miroasă de la ei urât. Și m-am dus să le dau câte o masă caldă la restaurant, până ce amenajăm, până ce terminăm aici de amenajat. Și a venit șeful restaurant și a zis, domnule, nu vă sprați, dumneavoastră puteți să intrați să mâncați, dar pe ei nu-i primesc. Dar de ce, domnule? Eu plătesc. Nu vă faceți probleme că ei nu au bani. Dacă ei sunt cu mine, înseamnă că eu mi-asum să suport cheltuiala și pentru rana lor. Domnule, vă rog frumos, dacă vreți, dumneavoastră intrați, ei nu. Zic, domnule, dar afară pe terasă putem să stăm? Da, pe terasă puteți să stați. Și ne-am dus pe terasă. Și să uită oamenii, dar mie nu mi-e rușine că să uită oameni la mine. Să uită oameni că stau de vorbă cu ei, unii dau din cap, unii văd că pleacă și comentează, nu mă interesează ce comentează. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi zbăvește. Ce? Aleluia! Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Vrei să fii fericit? Cauți fericirea? N-ai găsit-o până acum? Uite, în seara aceasta afli. Cum poți să fii fericit? Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi zbăvește. Domnul păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac a vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință și îi ușurez durerile în toate boalele lui. Nu știi când ajungi pe patul de suferință și strigi la Domnul să-ți ușureze durerile și boalele tale. Și poate vine Domnul și zice, eu ți-am spus în Psalmul 41 să cauți fericirea. Și nu m-ai înțeles. Nu m-ai înțeles. Uite, fericirea cum se poate găsi? Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocire Domnul îl izbăvește. Dragii mei, frați și sorori, haideți să ne pregătim să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne pregătim și să facem tot ce ne învață Dumnezeu. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Am fost în temniță, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Doamne, când am făcut noi acestea? Ori de câte ori le-ați făcut celor mai bogați? Așa spune? Celor mai neînsemnați. Celor mai neînsemnați. Este un magazin acolo, Penie, în predeal, și acolo prăjește, coace hot dog-uri, pâine cu crembuști înăuntru. Și mă duc acolo și dau doamna aia de acolo, m-a văzut că stau de vorbă cu ei la ușă. Și mă duc și îi spun, și-o văzut, dar ce faceți cu atâția? Mi s-a părut că cam mulți. Și îmi face semne pentru, zic, da, pentru ei. Oh, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Foarte bine, doamnă, că nu ziceți nimic. Foarte bine. Vă apreciez. Pentru că oamenii aceștia, ca și dumneata, ca și mine, îl au de tată pe Dumnezeu. Și ei se roagă lui Dumnezeu și spune, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și în fiecare zi.
Și Domnul prin mine, prin altul, le pregătește și lor pâinea în fiecare zi. Aveți ceva împotrivă? Nu. Zice, Domnule, până acum i-am mai fugărit cu mătura, dar aș vrea să vă spun de azi înainte, nu-i mai fugăresc, să nu-i mai fugăriți. Lăsați aici, am să mai trec eu, o să mai vină altul. Și Domnul îi pregătește pâinea în fiecare zi. Și lor, slăviți să fie Domnul. Dragul meu, aș vrea să spun, să nu ignori pe cel care poate îl vezi, nu-l judeca. Și mulțumesc și Domnului, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca el. Doamne, îți mulțumesc că Tu nu m-ai îngăduit. Eu nu cred că vreunul dintre noi ar vrea să fie în starea celui care poate cerșește o bucată de pâine. Eu știu ce am ajuns la convingere, că omul ăla nu e vinovat. Omul ăla este lăsat, îngăduit pentru mine, pentru tine, să vadă dacă tu împlinești ceea ce scrie în Biblie. Eu așa cred. Și la convingerea aceasta m-am ajuns. Dragii mei, nu știu dacă am să mai trec la dumneavoastră pe aici, pentru că îi spuneam un fratele moldovan că am dormit în casa lui cu mulți ani în urmă, nu ne mai știa. Și n-am crezut niciodată că am să mă mai întâlnesc cu fratele moldovan și mai ales să slujim împreună, cum în seara aceasta. Nu știm ce aduce timpul și vremea. Dar aș vrea să vă încredințez într-o rugăciune înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim într-o rugăciune și să ne rugăm și să zicem, Doamne, dacă n-am fost atât de împlinitor în 2019, ajută-mă în 2020 să fiu mai sărguincios, mai credincios, mai împlinitor. Te glorificăm, te preamărim pe Tine, Mântuitorul nostru. Venim înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim că și Tu, Doamne, ai fost cu noi în locul acesta și ești cu noi. Îți mulțumesc pentru biserica din locul acesta. Îți mulțumesc, o Doamne, pentru că și Tu, o Doamne Iisuse, m-ai făcut să-mi cunosc frații și surorile mele, cu care, o Doamne, sper că mă voi întâlni în împărăția Ta. Aleluia. Și vom sta la masă cu Tine. Amin, amin. O Doamne, Te rog frumos în seara aceasta, dacă în locul acesta a venit vreun suflet cu dorința ca Tu să-l vindeci, în numele Tău Te rugăm, atinge-te de el. Amin. În numele Tău Te rugăm, lasă vindecare. Amin. În numele Tău Te rugăm, o Doamne, mustră orice dud de boală. Amin. În numele Tău Te rugăm, o Doamne, Tu să Te atingi de ficat, de rinichi, de inimă, o Doamne, de pancreas, o Doamne, de tensiune, o Doamne, de diabet, o Doamne. Amin. Toate aceste duri, în numele Tău, să plece. Aleluia. Pentru că noi suntem copiii Tăi. Aleluia! Zemene grai o fermă na grube de melt, aleluia! Te slăvim pe Tine, Te glorificăm pe Tine, că Tu ești Tatăl nostru! Aleluia! Glorie Ție, Mântuitorul nostru și Salvatorul nostru! Te rugăm să-L binecuvintezi pe fratele păstor, pe fratele moldovan, conducerea acestei biserici, o Doamne! Te rugăm, o Doamne, lasă harul Tău, bunătatea Ta, mila Ta, iertarea Ta peste biserica aceasta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Amin.